Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun găsit la Lumea Nevăzută. Astăzi vom vorbi despre sinele nostru divin, acea putere la care au apelat toți marii înțelepți și toate marile genii ale lumii. Cum ne conectăm cu sinele divin, ne va spune invitata mea de astăzi, Nina Paraschivescu, Life Coach. Nina, bine ai revenit la noi! Bine te-am găsit, Dana, ca de obicei este o plăcere și o încântare să fac această emisiune împreună cu tine Și eu mă și să bucur! discutăm despre lucruri frumoase și lucruri minunate care ne pot ajuta să ne schimbăm viața cu mult în bine. Așa este, la sfârșitul emisiunii trecute ne-am promis că vom discuta despre sinele divin. Hai să vedem ce este acest sau cine este acest sine divin. Sinele nostru divin, dacă vrei, sunt multe teorii pe piață și sunt Și denumiri. multe denumiri, multe sine divin, scânteie Sine divină, superior. eu superior sau sine superior, fiecare îi spune în atâtea feluri. Însă, dacă privim în interiorul nostru și stăm așa liniștiți, în solitudine, noi cu noi, ne vom da seama că există acea scânteie divină în interiorul nostru, acea voce care poate este micuță, este firavă la început, acea voce care crede în noi, care știe că putem face mai mult decât realizăm, care înțelege că avem o misiune în această viață, care este generoasă și poate să ofere, să contribuie în această lume. Este acel ghid și maestru interior pe care noi toți îl avem. Și nu contează cum îi spunem, ce denumire îi dăm Din ce sau religie venim? din ce religie venim, ce practici avem pentru a ne conecta. Este pur și simplu acea frântură divină din interiorul nostru pe care toți o avem și pe care toți o putem accesa, indiferent de nivelul nostru de cunoaștere, indiferent de statutul nostru profesional, de statutul nostru social, indiferent de locul în care trăim sau de educația pe care am avut-o până acum. Aceste stări de conștiință extinsă, aceste conexiuni cu interiorul nostru și cu sinele nostru divin, real, le poate avea și un om simplu care trăiește poate la țară și are o viață simplă și le poate avea și un om de știință, le poate avea și un intelectual, le poate avea oricine, practic. Toți oamenii sunt conștienți de acest sine divin, de acest ghid, de acest Din maestru. păcate, nu suntem conștienți de acest maestru interior și de acest sine divin și trăim viața pe pilot automat și de foarte multe ori, dacă privim în jur, aceste informații pentru mulți dintre noi, și mi-amintesc perioada când și pentru mine au părut așa. A fost o perioadă când, de exemplu, organizam târguri și expoziții și la un moment dat am făcut un eveniment pentru o viață sănătoasă, i-am spus eu, la care au participat și oameni care lucrau pe partea aceasta energetică, pe partea aceasta de conexiune cu sinele divin, pe aură, pe astrologie, pe toate lucrurile Și astea erai frumoase, sceptică, toate nu? lucrurile astea frumoase pe care tu le faci aici în emisiunea ta. Și eram foarte sceptică pentru că atunci eu trăiam o viață în care vedeam doar lucrurile concrete și practice din jurul meu. Și am spus, dar ce prostie asta de aici? Oamenii ăștia mint lumea. Nu are cum să existe așa ceva. Cred că mulți dintre noi am trecut prin aceste etape sau alții sunt încă la acest nivel și Și dacă stau bine să mă gândesc acum, lucrând cu atâtea persoane la cursuri și în sesiuni individuale, este normal, poate, să credem așa, pentru că am fost programați într-un anume fel. Și dacă noi am fost n-am crescuți avut de la raționali. cine, da, n-am avut de la cine să învățăm că există și o parte nevăzută a lumii în care trăim și că putem face lucrurile ușor, simplu, doar conectându-ne cu puterea din interiorul nostru. Nu avem cum să credem. Nu avem cum să credem că există, pentru că convingerile noastre de multe ori se formează pe o situație anterioară din viața noastră, iar în mintea noastră există acea funcție de generalizare. Cu alte cuvinte, mi s-a întâmplat ceva în trecutul meu,
ceva poate negativ și eu vin și generalizez toate acele situații. De exemplu, mi-am pus credința în Dumnezeu că mă va ajuta să reușesc ceva în viața mea, mi-am pus credința în Dumnezeu că mă va ajuta să experimentez iubirea în relația de cuplu sau să-mi schimb profesia sau să reușesc cu acel business pe care eu îl am sau pur și simplu să devin fericit. Și în schimb, ce se întâmplă? Mi-am pus credința doar în Dumnezeu, eu nu am făcut nimic, am așteptat doar de la divinitate, nu am ajuns să experimentez în viața mea lucrurile pe care mi le-am dorit și apoi mintea ce face? Vine și se folosește de această funcție de generalizare și generalizează. A, deci Dumnezeu nu există dacă eu nu sunt fericit acum. Deci pentru că nu m-a ajutat atunci, deci înseamnă că nu există. Da, de multe ori ne întrebăm de ce rugăciunile nu ne sunt auzite, ascultate. Însă hai să ne întrebăm dacă noi știm să ne rugăm cu adevărat, pentru că a te ruga nu înseamnă doar a cere. Și o practică pe care îți spuneam și data trecută, că eu o predau foarte mult, este practica recunoștinței. Haideți să învățăm să schimbăm situația în avantajul nostru. Și de câte ori ne-am rugat lui Dumnezeu să-i mulțumim pentru lucrurile pe care noi le experimentăm în viața noastră și pentru lucrurile pe care El ni le oferă. De multe ori, în plan divin, situațiile sunt cu totul diferite față de cum le înțelegem noi aici. Adică, ce vreau să spun? Sunt experiențe de viață care nouă ne pot părea negative. Dureroase. Dureroase, urâte, rele, de care vrem să scăpăm. Grele. Însă Dumnezeu niciodată nu-ți dă mai mult decât poți duce. Chiar Maica Tereza are, cred, un citat de genul acesta în care spune mă rog lui Dumnezeu să nu, să-mi dea atât cât pot duce, dar totuși să nu mă creadă, sper să nu mă creadă atât de capabilă. Mm-hmm. Ceva de genul ăsta, nu mi-l amintesc acum foarte bine. Însă, în plan divin, ceea ce pare negativ și greu și urât este, de fapt, o binecuvântare pentru noi și un dar. Da, pentru că noi nu avem viziunea de ansamblu. Vedem doar câteva pătrățele din puzzle. Cei mai mulți oameni își trăiesc viața pe pilot automat. Însă gândește-te că viața nu este despre doar a mânca, a te îmbrăca, a câștiga existența și a avea un acoperiș deasupra capului, a avea o familie și a trăi pur și simplu și a ajunge la finalul vieții și a plecat de aici fără să fi conștientizat nimic din ce se întâmplă în această lume. Haideți să învățăm că viața este mai mult decât despre traiul cotidian, că sunt lucruri mai importante decât nevoile. A munci ca nebunul după acea mașină sau acea casă. Și pentru că spuneai de nevoi, sunt mai multe clasificări ale nevoilor umane și una pe care aș vrea să o amintesc acum și care are legătură cu tema noastră, este acea clasificare a nevoilor a lui Anthony Robbins, care spune așa că sunt 4 nevoi ale personalității și acestea ar fi siguranța, varietatea, semnificația, te simți important, te simți semnificativ și cea de-a patra ar fi dragostea și conexiunea. Aceste 4 nevoi sunt nevoi ale personalității. Însă, dincolo de ele, mai sunt 2 alte nevoi extrem de importante în viața noastră a tuturor. Și acestea sunt nevoile sinelui nostru. Și vorbim aici despre nevoia de creștere și nevoia de contribuție. Ce fac? Mai întâi mă cresc pe mine din interior și apoi simt nevoia de a contribui, de a face o schimbare în lume, de a crea o lume mai bună prin ceea ce tu faci, prin munca pe care tu o realizezi, indiferent că poate ești, un cizmar, poate ești secretară, de exemplu, poate lucrezi la relații cu publicul, însă prin ceea ce tu îi spui omului simplu care vine la ghișeul tău, ceea ce tu îi spui acelui om, poate să-i facă ziua mai frumoasă. Poate că rolul tău, și chiar îmi povestea cineva la un moment dat de o situație de genul acesta în care spunea că știe pe cineva care lucrează la un astfel de birou public în care intră în contact cu foarte mulți oameni zi de zi
și spunea că este un om foarte inteligent, are multe cunoștințe, ar putea să practice multe alte meserii. Însă el a spus așa, nu, pentru mine să lucrez la acest ghișeu este cel mai frumos și cel mai minunat și cel mai împlinit, cel mai împlinitor lucru din lumea aceasta și este exact ceea ce mi se potrivește. Pentru că eu, prin meseria asta mea și prin faptul de a fi aici la acest ghișeu, eu vin și schimb lumea în bine. Vai, dar tu știi cât este de interesant și cât este de frumos. Intru în contact cu atâția oameni, cu atâtea personalități și tu știi că eu, de fapt, îi fac pe acei oameni mai fericiți și mai bucuroși și mai împliniți. Pentru că eu le fac lor ziua mai frumoasă. Pe fiecare caut să-l bine dispun cu o vorbă bună, să-i aflu povestea de viață, să-i ofer o îndrumare, să îi dau un număr de telefon al cuiva care l-ar putea ajuta într-o situație care îl preocupă. Tu știi cât de mult intru eu în contact cu oameni și cât Este de multă foarte conexiune. important să te simți împlinit la locul de muncă. Din păcate, sunt foarte, foarte mulți oameni care sunt nefericiți la slujbele lor. Așa este și de foarte multe ori asta se întâmplă și pentru că avem o lipsă de conexiune cu sinele nostru. Pentru că noi toți am venit aici cu o misiune pe acest pământ, n-am venit întâmplător, iar nefericirea care apare, apare și pentru că tu nu faci ceea ce îți place, tu nu faci ceea ce te împlinește pe tine, Nu ești pe drumul tău, cum se nu ești pe spune drumul în tău. popor, da? Am fost, de exemplu, în Danemarca de curând și dacă tot vorbeam data trecută de fericire, hai să amintesc acum puțin. Danemarca, voi toți știți că este, cred că și în ultimul an, în ultimul raport, a ieșit ca fiind țara cu oamenii cei mai fericiți din lume. Este undeva Danemarca cu Norvegia, cam concurează. Țările nordice, da. Bun. De ce acei oameni, de exemplu, sunt atât de fericiți? Munca noastră este ceva. Noi petrecem foarte mult timp muncind, minim 8 ore într-o zi. Ori dacă tu faci lucrurile care sunt nefericite, care te nefericesc pe tine, cum atunci o să ai o stare de împlinire și de bine în viața ta? Nu o să ai. Însă, în Danemarca, ce se întâmplă? Există acel impozit diferențiat. Și am întrebat și eu oamenii de acolo, bine, dar. Totuși, de ce credeți că este normal să existe aceste impozite diferențiate și cu cât câștigi mai mult, cu atât impozitele tale sunt mai mari? Spuneau, da, dar la noi nu există o viziune de ansamblu după care guvernanții noștri au luat această decizie. Și nu există aceste decalaje atât de mari între nivelul salarial al unei persoane care lucrează în IT și al unui șofer de autobuz, de exemplu. Și când mergi acolo, vei vedea șoferul de autobuz cum îți zâmbește și cum este foarte fericit și foarte mulțumit cu munca pe care o face. De ce? Pentru că neexistând aceste diferențe foarte mari, oamenii aleg să facă ceea ce îi împlinesc. Aleg să facă lucrurile care sunt conform cu misiunea lor în viață, conform cu ceea ce ei simt că ar putea să contribuie în această lume. Pentru că spuneai de misiunea în viață, cum ne descoperim această misiune? În primul rând, prin interiorizare și prin a ne întreba pe noi înșine ce îmi place mie să fac, care sunt lucrurile care mă împlinesc pe mine, când simt eu că trece timpul, și eu nu mai îl conștientizez, nu mai îmi dau seama de fapt că au trecut o oră sau că au trecut două sau că au trecut 3 ore. Și observă care sunt acele lucruri. Eu cel puțin așa am făcut, pentru că am fost o persoană care la 30 de ani, la jumătatea vieții, cum se spune, am schimbat traiectoria ușor și mi-am pus aceste întrebări. La început nu vei ști. Nu vei ști exact ce îți dorești să faci, nu vei ști poate exact ce lucru pentru care tu ai fost născut, pe care și care te împlinește cel mai mult și prin care tu poți contribui cel mai mult în a crea o lume mai bună și în a-i susține și ajuta pe ceilalți oameni să trăiască și ei la fel în starea de fericire și de mulțumire și de împlinire. Însă poți urma pașii ușor, ușor și îți vei da seama. Dar ce se întâmplă? Nu putem să urmăm pașii din pricina minții, a grijilor, a Da. acelei supramentalizări de care suferim noi toți.
Și hai, te rog frumos să ne dai exemplul tău. Cum ai simțit, cum ai știut că este momentul să schimbi macazul la 30 de ani? În primul rând, pentru că orice problemă care apare în viața ta nu apare întâmplător. Și acea problemă nu ți aduce un necaz, așa cum noi avem, așa cum noi credem, așa cum am fost programați să credem. Acea problemă este de fapt un dar divin pentru tine. Dacă tu nu ai avea acea problemă, nu ți-ai pune niște întrebări, nu te-ai interioriza. Este ca o lecție pe care noi o învățăm. Și lecția mea a fost că eram profund nefericită cu multe lucruri din viața mea care nu funcționau așa cum eu mi-aș fi dorit. Și stăteam și mă întrebam, bun, câștig aceste sume de bani, îmi este bine, aș putea să fac lucrurile X, Y, Z și mi-ar fi și mai bine. Însă, ce realizez eu în această viață? Despre ce este viața mea? Că nu este despre a câștiga anumite sume de bani din ce în ce mai mari, nu este despre a mânca, a mă îmbrăca, am cumpăra o casă și o mașină mai bună. Bun, știu că lucrurile astea le voi realiza la un moment dat, însă trebuie să fie ceva mai mult. De atât. Este nevoie să fie ceva mai mult. Și atunci am început să-mi pun întrebări, am început să fac exerciții, am început să am practica jurnalului, am început să văd în viața mea când simt eu că trece timpul fără să conștientizez. Este momentul în care apare acea trezire? Da, este momentul în care apare acea trezire a spiritului, uh-huh. În care ai învățat lecția acelei probleme din viața ta. Poate fi o problemă în relația de cuplu, de exemplu. Poate fi o problemă financiară. Poate fi o problemă de sănătate, de exemplu. O boală care apare în viața ta și care te face să înțelegi că drumul pe care tu mergi nu este cel mai potrivit pentru tine. Nu este drumul pe care poate tu ți l-ai asumat înainte să vii aici că vei merge. Și știi bine că oamenilor le este foarte greu să iasă din zona de confort, chiar dacă nu se simt confortabili în anumite situații. Da, ne este foarte greu să ieșim din zona de confort pentru că noi suntem ființe ale obiceiurilor, uh-huh. Și ne conducem viața după cum am fost obișnuiți. Însă, în momentul în care apare această ruptură și tu îți dai seama că în viața ta nu experimentezi suficientă fericire, nu experimentezi suficientă iubire în viața ta, suferința și durerea interioară este prea mare, în momentul acela tu, dacă asculți poveștile oamenilor care au trecut prin astfel de experiențe, în momentul acela îi observ și dacă ne gândim și la noi înșine, și noi am experimentat astfel de situații, tu capeți acea smerenie față de divin, în care te apleci jos și îți pui poate capul pe podea într-o rugăciune și spui, Doamne, arată-mi Tu calea pe care este nevoie să merg și realizează Tu prin mine ceea ce ai de realizat, pentru că așa cum am procedat eu până acum, n-am procedat bine, însă viața mea îți aparține ție. Pentru că fără această respirație și fără acest suflu pe care tu l-ai pus în mine, eu nu aș exista. Și fă tu prin mine binele cel mai înalt al meu și al tuturor celorlalți. Este momentul în care vrei să conștientizezi rolul pe care ți l-ai asumat înainte de a te întrupa în această existență. Este momentul de smerenie și momentul de conștientizarea faptului că tu îți creezi viața în co-creație cu Divinul și că este nevoie ca tu să faci partea ta și Divinul va face și el partea lui. Însă pentru asta ai nevoie de odată să-ți asumi responsabilitatea pentru viața ta, pentru că ce se întâmplă în zona aceasta de spiritualitate, sunt foarte mulți oameni care în primul rând pun spiritualitatea pe seama unor obiceiuri și a unor cutume. Ori spiritualitatea și Divinul din noi nu este despre obiceiuri, nu este despre cutume, nu este despre reguli, ci este despre acel sentiment că tu ești una cu tot ce te înconjoară. Este despre acea libertate interioară de a ști că ești bine oricum ai fi și că ești suficient oricum ai fi, că nu-ți lipsește nimic.
Trebuie doar să înlături acele programe, acele bariere, acele blocaje care stau în calea iubirii. Pentru că divinul este de fapt despre iubire. Despre iubire. Și vorbim de spiritualitate aici, dacă ți-ai asumat niște lecții înainte să vii, pe care acum evident nu le conștientizezi și ți se par foarte grele și tu ești obligat să treci prin ele pentru a învăța ceva, cum le depășești? Lecțiile pe care noi le avem de învățat, le vom învăța. Însă s-ar putea să le învățăm mai târziu decât am avea nevoie să le învățăm. Pentru că, așa cum spuneam, considerăm problemele ca fiind probleme. Însă schimbând această convingere că problemele nu sunt probleme, ci problemele sunt daruri care vin în viața mea, sunt lecții pe care eu le-am de învățat. Noi nu trecem prin anumite experiențe întâmplător. Nu întâlnim oameni întâmplător. Tot ceea ce se întâmplă în viața noastră, toate experiențele, toate deciziile, toți oamenii pe care noi îi întâlnim, vin în viața noastră pentru a ne învăța ceva, pentru a ne pune de multe ori oglinda către noi înșine și pentru a vedea că așa cum sunt cei pe care noi îi acuzăm, tot așa suntem și noi. Iar un exercițiu foarte, foarte frumos, pe care mie îmi place de multe ori să-l fac cu clienții mei, este acel exercițiu de recunoaștere a umbrei. Pentru că atunci când vorbim de sinele nostru divin, este nevoie să vorbim un pic și de ce este sub el. Noi spunem despre noi că suntem într-un anume fel. Că personalitatea mea este timidă, curajoasă, că sunt, cum mai spunem despre noi, că eu sunt bun, că eu sunt un gentleman, că eu sunt într-un anume fel. Și spunând despre mine că sunt albastru și nu sunt verde, înseamnă că de fapt mă diferențiez pe mine de ceea ce este verde, de cei care sunt curajoși, de exemplu, dacă eu spun despre mine că sunt timid. Însă, asta este doar o parte a psihicului nostru. Este ceea ce în psihologie se cheamă personalitate. Este ceea ce se cheamă persona. Însă persona vine de la latinescul, personalitatea vine de la latinescul persona, care înseamnă mască. Este acea mască pe față pe care noi n-o spunem, pe care noi n-o punem. Și spunem că noi suntem într-un anume fel, iar ceilalți sunt diferiți de noi. Mai buni sau mai răi. Și ce facem? Avem probleme în relațiile noastre, relații cu șeful, relații cu partenerul, relații cu părinții și spunem, eu sunt bun, adică personalitatea mea este într-un anume fel și le arăt cu degetul pe celălalt și spun, tu ești rău. Însă în momentul în care eu îl arăt cu degetul pe celălalt, eu sunt bun și tu ești rău, ce fac? Uită-te la mâna mea. Cu un deget arăt către celălalt, însă toate celelalte trei degete arată către mine. Deci undeva în interiorul iar tău, asta este umbra, trăsătură. Asta este umbra. Lucrurile pe care, de care noi îi acuzăm pe ceilalți sunt acele aspecte din psihicul nostru și din interiorul nostru pe care noi nu le putem accepta la noi înșine. Iar în momentul în care mergi la psiholog, toate terapiile clasice lucrează pe această integrare a umbrei, pe construirea eului, pe unirea personalității cu umbra. Însă în psihologia și de a accepta că și tu ai acele aspecte ale umbrei. Și o să vină oamenii și o să-mi spună, am lucrat de exemplu de curând cu una dintre cursantele mele, îmi spunea la curs, da, dar mie nu-mi plac oamenii care critică, eu nu critic. Bun, însă nu-i critici pe ceilalți, dar pe tine te critici, de exemplu? Păi da, pe mine mă critic. Iarăși altă situație. Mie nu-mi plac alcoolicii. Eu nu beau, eu nu am dependențe. Însă nu ai dependență de substanță, dar tu ai o dependență de o suferință interioară, poate? Ai o dependență față de o anumită persoană pe care nu poți să o eliberezi din viața ta? Ai o dependență față de o anumită traumă de care tu te legi în continuare și te tot gândești la acel eveniment din trecutul tău?
Sau de ce nu-ți plac alcoolicii? Pentru că ei își fac rău lor înșile. Însă tu când îți faci rău ție însuți? Bun, tu nu-ți faci rău ție însuți prin alcool, dar tu-ți faci rău ție însuți prin ce anume? Prin poate gândurile negative la care nu vrei să renunți, prin poate emoțiile negative pe care nu vrei să înveți cum să ți le gestionezi. Și iată cum semănăm și cum suntem interconectați. Și iată cum semănăm și cum suntem interconectați. Însă acesta este eul nostru, este partea care ține de eu. Dar în psihologia transpersonală vorbim de ce este dincolo de personalitate. Pentru că transpersonalul asta și înseamnă. Dacă și luăm cuvântul ad literam, transpersonal, adică dincolo de persoană, dincolo de personalitate. Și dincolo de personalitate se regăsește acel spirit divin al nostru, acea scânteie divină din noi înșine. Hai să vedem cum ne conectăm cu acest spirit, cu acest sine divin. În primul rând, prin, așa cum spuneam puțin mai devreme, prin interiorizare, prin putem face lucrul acesta prin meditație, prin rugăciune, prin a ne pune pe noi înșine într-o stare de recunoștință și de mulțumire permanentă, prin a înlătura toate acele bariere în care spunem, de exemplu, că nu există sinele divin, pentru că nu te poți conecta cu sinele divin dacă tu nu crezi că ai așa ceva. Dacă tu nu crezi că ești o ființă de lumină și tu crezi că ești acest corp, că ești aceste emoții, cei mai mulți oameni ce spun? Păi eu nu voi mai fi după ce voi muri. Însă se duce de fapt, ce se duce? Se duce corpul. Corpul fizic. Corpul fizic. Însă dacă noi am înțelege, de exemplu, că suntem ființă divină, poate că nu ne-am mai intoxicat trupul cu atâtea substanțe cu care îl intoxicăm, pentru că corpul nostru este doar un templu în care noi locuim în această perioadă de existență, în care noi suntem materializați în această lume. Iar conexiunea cu Spiritul Divin o putem face mult mai simplu decât credem. Nu este nevoie neapărat. Da, putem face și diverse tehnici de respirație. Putem merge pe respirația apneuma, de exemplu, care te duce într-o stare de conștiință extinsă și pe care o putem aborda dacă avem suficient timp în emisiune. Însă o putem face și pur și simplu punând mâna pe pieptul nostru, pe inima noastră și făcând o meditație și o rugăciune simplă și a te întreba cine ești, cine sunt eu această respirație, cine ești tu acest suflu care respiri în interiorul meu. Ce am eu nevoie să învăț din această experiență? Și răspunsurile îți vin negreșit? Și răspunsurile îți vin mai devreme sau mai târziu, însă nu știu dacă le putem noi decodifica întotdeauna. Asta vreau să te întreb. De unde știu că este vocea spiritului, a sinelui și nu este vocea minții? Dacă te duce pe calea iubirii, întotdeauna va fi vocea spiritului. Dacă te duce pe calea lui a avea dreptate, pe calea lui a câștiga, a fi în competiție, a controla, a sta în trecut, a sta în viitor. Lucrurile acestea sunt lucruri care aparțin de minte. Dacă ceea ce faci și deciziile pe care le iei creează în viața ta mai multă liniște, mai multă pace interioară, mai multă iubire, atunci decizia respectivă a fost luată din... Este o decizie pe care ai luat-o fiind în conexiune cu spiritul tău divin. Dacă în viața ta creezi nefericire, atunci clar ai fost în minte și ai fost în programele sociale pe care le-ai învățat de-a lungul vieții până acum. Știi că se spune, este o vorbă, decizi cu mintea sau cu sufletul, și de multe ori ne găsim în ipostaza de a ne dori ceva cu sufletul și de a lua o altă decizie cu mintea. De multe ori, da, se întâmplă așa, pentru că nu avem încredere în ghidul nostru interior. Nu avem încredere în noi înșine și nu înțelegem că, de fapt, viața este despre mai mult decât lucrurile cotidiene care pe noi ne preocupă. Și ce facem? Luăm o decizie cu mintea pentru că am dorit o mică plăcere de moment. Dar nu înțelegem, de fapt, care este lecția divină a acelei experiențe de viață, care este lecția divină a acelei relații, de exemplu. Acel om, acea femeie în viața ta sau acel bărbat în viața ta a apărut ca să te învețe ceva.
poate te învață, poate te respinge ca să te învețe lecția încrederii în sine. Și dacă privim doar la suprafață, vom trăi respingerea. Însă dacă mergem dincolo de suprafață, vom învăța să avem încredere în noi înșine, să ne creștem stima de sine, să ne descoperim pe noi prin acea relație cu acea persoană. Chiar dacă aparent suferim. Chiar dacă aparent, suferința apare doar în momentul în care iei lucrurile așa cum sunt și nu-ți pui nicio altă întrebare. Însă în momentul în care tu îți focalizezi mintea pe ce este bun în această experiență, ce am eu de învățat din această experiență, în momentul acela nu mai are cum să mai existe suferință. Pentru că tu îți dai seama de fapt că acea experiență de viață nu a apărut în viața ta întâmplător și că există un puzzle pe care există o traiectorie pe care tu o urmezi pentru a ajunge undeva mai departe. Și noi toți, dacă privim acum, hai să fim puțin onești și să privim în urmă, în viața noastră și să vedem cum au fost legate toate aceste experiențe prin care noi am trecut. Uși care aparent păreau trântite în nas s-au dovedit a fi niște căi foarte bune ulterior. Cum de fapt ne-au ajutat pe noi acei oameni care ne-au închis ușa în nas? Am ajuns să experimentăm ce anume? Poate că am picat la un examen, de exemplu, însă picând la acel examen și nemai urmând acea facultate, poate ne-am trezit având o cu totul altă profesie, care astăzi ne împlinește și care astăzi ne ajută să contribuim mai mult în lume. Pentru că, așa cum spuneam, nevoile sinelui sunt cele de creștere și de contribuție. Însă nu poți să ajungi să contribui până tu nu te-ai crescut suficient pe tine, în interior. Pentru că dacă nu ai ceva, nu ai de unde să dai, nu ai de unde să oferi. De asta este nevoie să lucrăm cu noi înșine și mai întâi să învățăm cum să ne umplem coșul nostru propriu. Pentru a putea împărți și altora. Da, și a scăpa de toate acele programe mentale și toate acele convingeri limitative care, de exemplu, ne spun, da, dar dacă voi fi bogat, dacă voi câștiga mai mulți bani, atunci voi deveni un om rău. Cum să devii un om rău? Și cum bogăția să însemne răutate, de fapt. Dar poți deveni un om bogat și poți deveni filantrop. Banii doar, exact, banii doar amplifică ceea ce deja există în interiorul tău. Iar divinul înseamnă abundență pe toate planurile noastre. Abundență în stare de bine, în stare de fericire, abundență emoțională, abundență financiară. Și or să spună unii oameni, dar uite-te în jur câți oameni săraci sunt. Ei nu au scânteia divină în ei? Ba da, toți oamenii au. Noi toți avem această scânteie divină în noi, dar nu o descoperim. Trăim programați, trăim pe pilot automat. Ne desfășurăm viața fără să ne punem întrebări, fără să ne întrebăm, da, există oare și altceva mai mult decât a te duce la serviciu, a te întoarce acasă, a mânca, a-ți face activitățile cotidiene? Oare despre ce este această viață și de ce m-am născut eu aici? De ce am apărut eu în această lume? Care este scopul vieții mele? Care este scopul vieții mele? Cum pot eu să contribui la o viață mai bună? Cum pot eu să mă ajut pe mine mai mult, mai întâi? Și apoi să învăț cum să îi ajut și pe ceilalți. Ce am eu de fapt de învățat din toată această suferință interioară pe care o experimentez acum în viața mea? Ce ar trebui eu să fac pentru a-mi schimba viața mea și pentru a mă rupe de această viață tristă și nefericită pe care o trăiesc și a mă pune într-o vibrație energetică mai înaltă și a atrage astfel în viața mea lucruri pozitive, lucruri frumoase. Pentru că, așa, când tu te schimbi, se schimbă și ceilalți. Și cum îți ridici această stare vibrațională? Când ești într-o suferință, spre exemplu? Învățând să te iubești pe tine însuți și dacă ar fi să vorbesc toată viața despre un singur lucru, cred că ăsta ar fi. Cum să învățăm să ne iubim mai mult pe noi înșine, să fim mai blânzi cu noi înșine. Pentru că în momentul în care tu te critici, te acuzi, te terorizezi singur cu gândurile negative pe care le ai și cu acele presupuneri pe care le faci, este evident că tu nu ai încredere în divin, și nu ai încredere că
tot ceea ce ți se întâmplă are un scop mai înalt și tot ceea ce ți se întâmplă este spre un bine mai înalt și tu trebuie doar să vezi ce ai de făcut. Și în momentul în care faci aceste lucruri, este clar că nu te iubești pe tine însuți, este clar că nu ai grijă de tine, nu te pui pe tine într-o stare emoțională pozitivă, care să te susțină, să îți schimbi viața și să acționezi, să acționezi și să-ți schimbi viața în bine. Pentru că este nevoie să facem și noi o muncă. Vreau să spun puțin mai devreme și cred că m-am luat cu ideile și am pierdut de foarte mult și am pierdut firul. De foarte multe ori în zona aceasta a spiritualității întâlnim această idee de da, dar eu pun totul pe seama providenței. Dacă Dumnezeu mă iubește și dacă Dumnezeu există, atunci viața mea ar trebui să fie frumoasă, fericită, să câștig atât cât vreau, să fiu iubită, să am un partener, să am o soție sau un soț, nu știu cum. Da, se spune Dumnezeu știe mai bine ce e bine pentru mine. Dumnezeu știe mai bine ce e bine pentru tine, într-adevăr, însă este nevoie și noi să acționăm, pentru că nu degeaba avem liber arbitru. Este... Nu degeaba se spune Dumnezeu ne dă, dar nu ne bagă și în traistă. Exact. Iar noi trebuie să învățăm să fim pregătiți pentru oportunitățile pe care le avem în viața noastră. Și semne primim tot timpul. Semne primim tot timpul și chiar este bine să cerem aceste semne. Pentru cerem că... ghidare până la urmă. Exact, pentru că întotdeauna în jurul nostru avem acești ghizi, avem acești îngeri păzitori care sunt cu noi și care ne ajută, care ne susțin. Iar sinele nostru divin de multe ori ne vorbește prin astfel de semne, astfel de semne care pot fi coincidențe pe care noi le experimentăm în viața noastră. Se spune că nu există coincidențe, doar sincronicități. Exact, exact. Prin astfel de coincidențe, prin astfel de sincronicități. Jung spune. Sinele nostru comunică cu noi prin simboluri pe care noi le vedem, prin visele noastre, de exemplu. Putem cere sprijin divin de la sinele nostru. Putem cere acest sprijin divin seara, înainte de culcare. Și putem face o rugăciune sau o meditație în care să cerem sinelui nostru divin soluția la o problemă care ne frământă și în care să-l rugăm să ne arate calea pe care noi trebuie să mergem, decizia pe care noi trebuie să o luăm. Iar apoi să facem și noi treaba da, noastră. Și facem o paranteză aici pentru că ai spus de semne și mi-a venit acum în minte, superstițiile sunt o semne, adică este bine să le luăm în seamă, că sunt foarte mulți oameni care spun dacă mi-a trecut pisica neagră prin față, o să am ghinion tot timpul. Asta e un avertisment de la... Poate fi un avertisment de la sine să nu urmezi acea cale? Eu personal nu cred în superstiții. Uh-huh. Pentru mine superstițiile sunt doar niște credințe învățate de-a lungul vieții de la ceilalți oameni, de la societate. Sunt doar o modalitate de a ne limita pe noi înșine. Și probabil că dacă tu crezi că acea pisică neagră care ți-a tăiat calea ți aduce ghinion, chiar îți va aduce în funcție de credința ta. În funcție de credința ta, exact, pentru că însă, tocmai de aceea mie, eu, de exemplu, nu am superstiții în viața mea. Tocmai pentru că nu cred în ele. Nu, apropo, să nu le confundăm cu semnele. De asta am făcut comparația. Însă simbolurile, într-adevăr, avem și acele simboluri universal valabile, acele arhetipuri, acel arhetip al mamei divine, de exemplu, al zeităților, ale îngerilor. Însă semnele întotdeauna sunt personale, pentru că sinele nostru divin ne vorbește nouă pe limba noastră și pe înțelesul nostru. Ceea ce semn pentru tine înseamnă ceva, nu poate însemna exact, și pentru mine exact. Același lucru. Și poți cere sinelui tău divin, poți cere ghizilor tăi să te sprijine și să te susțină și să-ți arate un semn particular pentru tine. Îți poate arăta, nu știu, o pană albă pe stradă. Îți poate arăta, nu știu, trimite-mi un semn astfel încât să înțeleg, să fie pe măsura în capacității mele de înțelegere. Și atunci poate vei vedea că vine la tine un om și îți spune ceva, îți dă o informație, îți vorbește despre un curs sau îți cade o carte de pe raft atunci când te duci la o librărie. Și în cartea aceea tu găsești o informație care este importantă pentru tine și informația aceea te ajută să îți schimbi o convingere, să te gândești, să privești lucrurile dintr-o altă perspectivă, poate relația ta de cuplu, poate situația ta financiară.
găsești acolo ceva ce este personal pentru tine și te atinge. Și când cer astfel de semne și o astfel de ghidare, chiar o primești. Chiar o funcționează primești întotdeauna. Îți spun asta din da, experiența și mea și din eu am experiența testat și clienților. Funcționează. Așa este. Foarte mulți oameni sunt curioși, da? Adică omenirea dintotdeauna a fost curioasă și interesată să știe viitorul. Îl putem anticipa, îl putem prevedea sau nu? Eu personal nici n-aș merge în zona aceasta. Într-adevăr, a existat fascinația aceasta pentru a cunoaște viitorul, însă mie îmi place să spun că atunci când vorbim, de exemplu, de astrologie, astrele predispun, dar noi avem liber arbitru și noi ne putem decide viitorul. Stă în puterea noastră să decidem viitorul. Și nu, viața noastră nu este. Noi suntem co-creatori ai existenței noastre. Nu avem o viață prestabilită în sărăcie, în nefericire, în lipsuri, așa cum ne place nouă să Și credem. totuși, omenirea experimentează și aceste stări. Experimentează pentru că cei mai mulți oameni, așa cum spuneam, trăiesc pe pilot automat și trăiesc în baza acestor programe mentale. Mintea noastră, noi când ne naștem aici, ne naștem cu o minte goală. Și noi învățăm totul. Învățăm cum să câștigăm banii. Învățăm cum să fim fericiți. Învățăm cum să interacționăm într-o relație de cuplu. Însă, dacă noi ne naștem cu mintea goală și noi învățăm toate lucrurile acestea, de unde le învățăm? Le învățăm de la ceilalți oameni. Dar dacă noi ne-am născut cu mintea goală și ei s-au născut cu aceeași minte goală, și ei de unde le-au învățat? Le-au învățat de la alți oameni dinaintea lor. Și dacă și acei oameni s-au născut tot cu mintea goală, că și ei sunt tot oameni, la fel ca noi, ei de unde le-au învățat? Tot de la ceilalți oameni. Și uite, în felul acesta ne dăm seama cum s-au instalat și cum am ajuns noi să învățăm astfel de programe mentale. Dar sunt mai Iar am. omenirea, să nu uităm că până de curând a trăit vremuri foarte grele, vremuri pline de lipsuri. Și s-ar putea ca noi să avem acele programe mentale de atunci care ne spun, da, dar viața este grea, viața înseamnă lipsuri, trebuie să depui foarte mult efort pentru a obține anumite lucruri în viața ta. Da, dar de-a lungul timpului, omenirea a mai primit și alte informații. Am mai Da. primit și alte informații, Din într-adevăr, alte surse. iar acum Să mai trăim. dărâmă niște convingeri Acum acum. da, acum da, într-adevăr, intrăm într-o, din punctul meu de vedere, intrăm într-o cu totul altă eră. Cumva cred că ieșim din epoca informațională și intrăm într-o zonă în care conștiința noastră se trezește și tot mai mulți oameni se trezesc și învață cum să trăiască în acord cu misiunea lor. Vedeți, sunt foarte multe cursuri, workshop-uri care lucrează cu multe tehnici de respirație, cu stările extinse de conștiință. Ce înseamnă o stare extinsă de conștiință? Mai avem 2 minute, că ai mai amintit pe parcursul emisiunii și aș vrea să De foarte lămurim. multe ori, în aceste 2 minute, aș vrea să spun puțin, schimbarea, acea stare de excelență, dacă vrei, apare tocmai din a accesa acea stare de conștiință extinsă. Iar lucru pe care eu îl fac, de exemplu, pentru aceasta este respirația pneuma. Este acea stare în care ieși din personalitatea ta și în care tu te conectezi la tot ceea ce există în jurul tău, în care trăiești, ești una cu tot universul. Ești una cu obiectele din jur, ești una cu oamenii din jur și atunci înțelegi că orice ceea ce tu faci în exterior, de fapt îți faci ție însuți. Iar asta se face foarte simplu prin respirație, printr-un anumit ritm al respirației, iar undele cerebrale intră într-o cu totul altă frecvență. Și așa experimentăm starea de conștiință extinsă. Dar este o perioadă, așa cum spuneai și tu, în care învățăm să trăim conștient și să nu mai luăm lucrurile așa, să le credem la întâmplare și să conștientizăm toate experiențele care vin spre noi. Eu îți mulțumesc tare mult că ai fost astăzi alături de Și eu noi îți cu aceste mulțumesc. A informații fost o bucurie. și pentru mine și abia aștept să revii să mai dezbatem și alte subiecte. Sigur că da. Cu mare drag, oricând. Doamnelor și domnilor, emisiunea se încheie. Sunt Ana Bălăceanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi excelentă. Pe curând!